cinematograful ăsta mi-a luat 20-30 de ani în viață. O, Doamne, să mai văzut asta. Să-l văd frumos și plin de spectator. Mai plângi și mai revii și uite așa trece viața jucătorului. Pare rău că prinde scena. Intenția lor a fost să vândă cei mai buni. Că să vândă cinematografie. Eu. Câți spectatori au fi în sala asta? 3, dar sunt lucru mare. Eu... Tragedii ce se întâmplă în cinematografia noastră, în cinematografia noastră. Și până la urmă ce faceți în Germania? Eu mă duc să vedem un alt grad de civilizație. Încercăm să facem și noi aici. Rolul meu este să vă aduc în acest cinematograf. Și să vă duc în acest cinematograf să fie redat vouă, că e dreptul vostru social. Băi, ghiotincu, țățele astea că mă enervez. Nici nu moare, nici nu se prindă. Există o supletă. Asta e viața, copilaș. Așa mi-am petrecut-o.